Bună seara, stimați telespectatori! Vedem cum un mare scandal internațional a zguduit scena politică, economică internațională, Panama Papers, și anume dezvăluiri legate de activitățile offshore a unor mari personalități, printre care multe dintre ele și politice. Mai bine spus, au fost individualizate 72 de foști lideri de stat, actuali lideri, șefi de state, de guvern, politicieni, care utilizau aceste conturi din Panama și utilizau aceste mijloace financiare pentru a-și ascunde averea. Vă invit să urmărim știrea și ne întoarcem să o comentăm. Președintele Franței, François Hollande, al cărui nume nu apare în dosarele Panama, a declarat că Franța a promis efectuarea de anchete ale fiscului și declanșarea unor proceduri judiciare. Nous avons voulu la France depuis plusieurs années être à l'avant-garde des mouvements au niveau international pour plus de transparence, pour moins d'optimisation fiscale et pour la lutte contre le blanchiment. Londra s-a văzut obligată să reacționeze după ce în scandal a apărut numele tatălui premierului David Cameron, Ian Cameron, care ar fi înființat o firmă în paradisul fiscal Panama. Un purtător de cuvânt al premierului a refuzat să precizeze dacă familia Cameron a investit bani în fondurile offshore ale lui Ian Cameron. Aceasta este o chestiune particulară. Sunt concentrat asupra a ceea ce face guvernul. Au sosit reacții și de la Kiev după ce în dezvăluire a apărut numele președintelui Ucrainei. Potrivit unui studiu preliminar al informațiilor publicate de unele canale de presă privind încălcarea legii de către președintele Petro Poroșenko, biroul procurorului general afirmă că nu observă niciun element al unei infracțiuni. În scandal este implicată și soția actualului comisar european pentru climă și energie, spaniolul Miguel Arias Canete, potrivit documentelor intrate în posesia presei internaționale. Soția comisarului ar fi fost împuternicită să aprobe tranzacții financiare pentru o firmă offshore de investiții cu sediul în Panama. Bunurile comisarului au fost administrate separat de cele ale soției sale, iar declarațiile sale au fost în deplină concordanță cu regulile de conduită ale Uniunii Europene. Firma exista în momentul în care Miguel Arias Canete deținea funcții în Spania sau în Uniunea Europeană. Biroul comisarului european a respins conexiunile sugerate de dosarele Panama, iar avocații soției sale au spus că toate veniturile ei au fost declarate autorităților spaniole. Cea mai rapidă în reacție a fost Islanda, unde s-a și depus o moțiune de cenzură împotriva premierului, care se pare că derulă activități și el în această zonă a mai puțin legală, să spunem așa, internațională, și se pare că și el și-a ascuns anumite fonduri prin aceste mijloace sau inginerii financiare internaționale. Lumea a ieșit în stradă, există manifestații împotriva lor, dar nu este singurul stat. În Argentina, parchetul a cerut cercetarea președintelui Mauricio Macri și mai ales cercetarea modului în care acesta și-a făcut averea impresionantă cu care este vehiculat în presă în momentul de față. Vedem cum în Marea Britanie James Cameron are probleme, cum a negat de câteva ori, cum că ar avea vreo implicare în final acceptând acest lucru. Vedem cum François Hollande se află în aceeași situație, vedem cum Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, o Ucraina zguduită de probleme interne, cu o populație săracă, da? Deține conturi și deține activități de așa natură, de o astfel de natură. Ce trebuie să ne gândim noi? Bineînțeles, vor ieși și numai în România, mult mai sonoră decât Siriac sau Elan Schwarzenberg. Vor ieși altele mult, mult mai sonoră. Dar ce trebuie să știm noi? Sau la ce trebuie să ne gândim? Vedeți, când au venit cei de la WikiLeaks și au început să facă dezvăluiri despre cum funcționează această politică internațională și cum statele își fac, să spunem așa, temele unele despre altele, opinia publică internațională era scandalizată. Dar vin eu și vă întreb, oare ar trebui să fim atât de scandalizați în această situație? Adică nu este cumva ceva ce ne imaginam cu toții de foarte mult timp și aceasta reprezintă doar o confirmare? Pentru că cu toții știm cum anumiți oameni politici merg, își fac averii pe banul public sau prin alte mijloace, poate chiar legale, și își ascund conturile și își ascund activitățile prin astfel de mijloace, prin astfel de inginerii financiare aflate la limita legalității.
unele chiar ilegale. Și atunci ar trebui să fim atât de surprinși? Vin și vă întreb. Nu cred că ar trebui să fim foarte surprinși. Sunt foarte curioasă, în schimb, cine sau care politicieni din România vor fi vizați în perioada următoare pentru astfel de activități. Și totodată sunt foarte curioasă dacă pe lângă acest caz, a cel așa numitului Panama Papers, vor apărea și altele, pentru că nu este singura companie care făcea așa ceva. Companie de avocatură internațională este în cazul acesta. Nu este singura companie care face așa ceva, sunt probabil multe altele în lume și sunt sigură că fondurile ascunse sunt substanțiale. Am să opresc aici discuția aceasta pentru că aștept niște date substanțiale despre România și după aceea revenim să le discutăm. Până atunci este de așteptat ca la nivelul european și chiar internațional să avem probabil niște mici cutremure în clasa politică în urma acestui scandal. Vreau să vă invit să discutăm mai departe despre altceva. Este o temă pe care am evitat-o în ultima perioadă, tocmai pentru că în sine acțiunea nu avea foarte mult sens. Și vorbim aici despre retragerea Rusiei din Siria. Vedem cum Vladimir Putin a venit la televizor, a făcut o conferință de presă, a declarat cu fermă convingere că ne vom retrage din Siria, un eveniment mediatic internațional, presa a început să vuiască cu argumente pro, cu argumente contra, de ce se retrage Rusia din Siria, de ce ar trebui să o facă, de ce n-ar trebui să o facă, dar în sine acțiunea nu prea avea sens. Rusia a intrat într-un război, un război în care are niște obiective militare și politice foarte clare. Retragerea în sine se poate face doar într-un anumit context în care să-i fie și ei favorabilă. Vă invit să urmărim un material pe care vi l-am pregătit și ne întoarcem să-l comentăm. La mijlocul lunii mai 2015, faimoasele vestigii semite din Palmira erau demolate de statul islamic. O întreagă istorie milenară era detonată de bombele necruțătoare ale unei mișcări catalogate ca fiind teroriste. Aceste evenimente aveau loc la niciun an de la începerea operațiunilor coaliției împotriva statului islamic. Forțele armate siriene anunțau recucerirea orașului în amurgul operațiunilor militare rusești pe tărâmul sirian. Deși poate este o coincidență, această victorie simbolică asupra arealului cucerit și controlat de forțele statului islamic nu este lipsită de semnificație. Ea marchează retragerea trupelor ruse din spațiul de conflict sirian, dar atenție, o retragere parțială, pentru că o parte a trupelor vor rămâne cantonate în bazele militare de unde opera Rusia în Siria. Dar ce înseamnă această retragere? Nu vă întrebați de ce Rusia dorește să se retragă din Siria după o intervenție militară vremelnică menită să îi securizeze o poziție de putere la nivel internațional și regional? Ipotezele lansate au fost multiple. În primă fază, anumiți analiști vorbeau despre incapacitatea Rusiei de a continua războiul datorită costului imens pe care îl generează. Dar vin și vă întreb, considerați că Rusia este atât de naivă încât să intre într-un război fără să fie capabilă să-l susțină și este atât de diletantă încât să nu știe să-și calculeze costul real a unei intervenții militare? Permiteți-mi să consider această analiză ca fiind lipsită de fundament. O altă ipoteză vorbește despre o oarecare înfrângere a Rusiei sau cel puțin o conștientizare din partea acesteia a imposibilității câștigării războiului din Siria. Ipoteza mi se pare falsă pentru că în Siria conflictul este încă deschis și forțele implicate sunt multiple. Acesta nu este în niciun caz un conflict care poate fi câștigat pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor. Alternativa ar fi un război de uzură cu consecințe devastatoare pentru populație și pentru dinamica politică din regiune. O altă ipoteză viza faptul că Rusia și-a atins obiectivele în Siria și anume creșterea securității naționale în Rusia prin combaterea terorismului internațional, autoritățile susținând că au omorât peste 2000 de teroriști de la începerea operațiunilor. Stabilizarea guvernului legal al Siriei și anume cel condus de președintele Assad, generarea condițiilor pentru un compromis politic. În această operațiune, în mod cert, Rusia a reușit să atingă aceste obiective deloc neglijabile pentru propria agendă de politică internă și externă. Și poate deloc neglijabil este și faptul că a ieșit din izolarea generată de anexiunea Crimeei și a încercat să se manifeste cel puțin pe față ca un factor de stabilitate și dornic de pace. Prin acceptarea și implementarea retragerii, chiar și parțiale, Rusia dă impresia unui partener de încredere care, cel puțin la nivel declarativ, îmbrățișează perceptele internaționale de bune practici
politice care conduc la stabilitate și securitate. Poate mai departe, de atingerea obiectivelor această declarație șocantă la o primă impresie vine în primul rând să genereze imagine la nivel internațional sau, mai bine spus, să renegocieze imaginea unei puteri revizioniste într-un sistem multipolar instabil. Ce înseamnă această retragere pentru regimul Assad? În primul rând, o responsabilizare și o determinare să accepte o regândire a poziției de negociere în procesul de pace. Pe de altă parte, arsenalul militar cu care a fost înzestrată armata siriană o repoziționează în jocul regional de putere. Cine își imaginează că Rusia, cu retragerea, și-a abandonat obiectivele din Siria, se înșală amarnic. Rusia doar și-a revizuit puțin poziția, dar scopul rămâne același. Da, trebuie să ne punem semne de întrebare, pentru că, în primul rând, Rusia nu s-a retras efectiv de tot din Siria și probabil nu o va face în viitorul apropiat. Vorbim despre o retragere parțială, ceea ce ar trebui să ne spună multe. Deci, practic, Rusia va fi oricând capabilă să intervină în condițiile în care se va realiza sau va fi nevoie de o reechilibrare a raportului de forțe în zona Siriei. Rusia și-a atins anumite obiective în Siria, așa cum vă spuneam, și în material. Dar poate cel mai important lucru pe care l-a făcut cu această declarație este o acțiune de imagine. Cum percepem Rusia la nivel internațional? Vă spuneam la un moment dat că noi tindem să analizăm puterile acestea internaționale în culori sau într-o cromatică sau monocromatic. Nu le atribuim foarte multe nuanțe. O putere este bună, o putere este rea. De ce lucrăm cu bine și rău sau cu extreme? Rusia știe acest lucru. Rusia știe că la nivel internațional este privită prost. Rusia știe că după anexarea Crimeei și evenimentele din Ucraina, toată lumea este cu ochii asupra ei. Și atunci ce îi rămâne de făcut? Îi rămâne să-și reconstruiască puțin imaginea la nivel internațional. O imagine de pacificator în cazul de față. Eu, Rusia, îmi doresc pace. Eu, Rusia, contribui la procesul de pace din Siria. În ce mod? Armat, militar și susținând regimul care mi este mie favorabil. Dar o fac conform propriului meu interes. Și am grijă să încerc să proiectez o imagine internațională un pic mai bună decât cea pe care o am. Este de condamnat Rusia că face acest lucru? Nu. Dar trebuie să credem aceste declarații pur și simplu că vin? Iarăși nu trebuie să o facem. Rusia este o putere emergentă și revizionistă. Rusia își dorește recâștigarea spațiului său vital de influență. Vrea să se afirme ca un actor de primă mână la nivel internațional. Tocmai de aceea a mers și s-a implicat într-o serie de conflicte internaționale. Și o vedem la masa tratativelor internaționale de fiecare dată când are interesul. Și atunci nu putem să o neglijăm. Iar noi, ca România, cu atât mai puțin ar trebui să o neglijăm. Tratarea ei dintr-o perspectivă de imagine pură este o abordare facilă, pentru că noi mai departe trebuie să ne uităm în ceea ce face Rusia realmente în momentul de față pe scena internațională și să ne gândim cât de periculoasă poate deveni pentru noi o astfel de putere revizionistă la un moment dat. Ceea ce se întâmplă în Siria este greu de crezut că se va finaliza cu un război în care cineva va câștiga. Sunt prea multe forțe care acționează acolo, sunt prea multe interese care sunt. Singurii care pierd realmente sunt cetățenii. Astfel este greu de crezut că se va merge pe cartea războiului în continuare. Se va dori o negociere și o negociere de pace care să mulțumească toate părțile interesate. Dar în acest context depinde foarte mult fiecare putere pe ce poziție de negociere este și probabil de aceea și Rusia marșează spre o retragere doar parțială, pentru că altfel negociez cu trupele pe teritoriul statului respectiv. Și în al doilea rând vorbim despre acțiunile pe care ei le-au întreprins pentru întărirea armatei siriene și restabilirea pozițiilor armatei siriene în anumite părți. Iar orașul, regiunea Palmyra nu este o excepție. Prin urmare, da, Rusia dorește mai degrabă să-și reconstruiască o imagine. Cei care vin și vorbesc despre cât de costisitor a fost economic și despre cum Rusia nu mai poate să susțină războiul, mi se pare o analiză superfluă, pentru că nu surprinde esența acțiunii militare din regiunea respectivă.
Lăsând la o parte și acest conflict internațional și această quasi-retragere rusească și acest joc al declarațiilor și al poziționării la nivel internațional, vin să vă invit să ne uităm un pic pe la ce se întâmplă pe plan intern. O avem pe doamna Laura Cudruța Chioveși. Avem procesul anticorupție sau întreaga acțiune anticorupție pe care ea o coordonează la nivel intern și avem niște, să spunem așa, persoane afiliate unor organizații de spionaj care se pare că au desfășurat acțiuni în ceea ce privește pe doamna Chioveși. Vă invit să urmărim știrea și ne întoarcem. Este un dosar în curs la o altă structură de parchet și nu pot să comentez nimic. Mulțumesc frumos! V-ați simțit în vreun fel în pericol? Mulțumesc! Laura Codruța Chioveși, procurorul șef al DNA, a precizat totuși că este vorba despre o tentativă de intimidare. Ea a fost reținută în declarații. De înțeles, dacă vedem care sunt persoanele care ar fi încercat să o intimideze. Este vorba, susțin procurorii DICOT, de angajații unei firme de detectiv particular numită Black Cube. Societatea privată aparține unui fost șef al Mossadului și are printre angajați și specialiști care au lucrat pentru acest serviciu de informații din Israel. Doi israelieni s-au cazat la un hotel de lux din capitală și apoi au început să pregătească presupusa acțiune de intimidare a procurorului șef. Aveau cu ei echipamente tehnice prin care ar fi acționat la distanță. DICOT susține că rudele Laurei Chioveși au primit mesaje tip phishing. Ron Weiner, unul dintre suspecți, ar fi fost cel care ar fi trimis e-mail-uri false, provenind chipurile de la serviciul de poștă electronică, în care li se cerea titularilor să-și actualizeze datele conturilor. Odată ce victimele cădeau în capcană, suspectul ar fi avut acces la toate mesajele primite în căsuța poștală. Anchetatorii susțin că celălalt suspect, David Jeklovic, ar fi fost cel care ar fi contactat rudele procurorului șef și ar fi săvârșit infracțiuni de hărțuire și infracțiuni informatice, constând în fapt în efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter amenințător și hărțuitor, producătoare de temeri. Procurorii au lăsat însă nelămurită miza acestor acțiuni. Cine ar fi ordonat ca cei doi israelieni să o intimideze pe Codruța Chioveși, care ar fi fost miza operațiunii care, dacă se dovedește a fi reală, este în mod evident ilegală? Deocamdată se cercetează. Firma Black Cube a refuzat să comenteze pentru știrile Pro TV acuzațiile aduse celor doi angajați ai săi, arestați la București. Puteți să ne dați, vă rog, o declarație oficială cu privire la acuzațiile ce se aduc celor doi angajați? Nu avem nicio declarație de făcut momentan. În același timp însă, compania care se ocupă de culegerea de informații a făcut precizări pentru un ziar israelian. Recent, compania a preluat un contract în România de strângere de probe legate de fapte grave de corupție în interiorul Guvernului României și al agențiilor sale. În timp ce efectuau această lucrare, doi angajați au fost arestați după ce făcuseră descoperiri semnificative. Black Cube mai susține că angajații săi au respectat legislația României în acțiunile lor și au încredere că adevărul va ieși la lumină, iar detectivii vor fi eliberați în zilele următoare. Compania a fost înființată acum 6 ani și se prezintă ca o firmă specializată în descoperirea fraudelor. Un grup de veterani în serviciile de informații israeliene de elită, specializați în a găsi soluții la afaceri complexe, dar și probe în dosare. Președintele de onoare al companiei a fost la un moment dat chiar fostul șef al Mossad, Meir Dagan. Bolnav de cancer, bărbatul în vârstă de 71 de ani a murit la jumătatea lunii martie anul acesta. Dagan a condus unul dintre cele mai puternice servicii de informații din lume timp de 9 ani. I'm not going to discuss anything about this issue. Nu voi discuta nimic despre această problemă. Bună încercare! Trebuie să fie foarte greu să nu vă puteți asuma acest lucru. Știți cum vi se spune? Vi se spune Superman, doar pentru astfel de acțiuni. Nu am costumul la mine. Numit în 2002 de Ariel Sharon, Dagan ar fi fost cel care a înlocuit diplomația Mossadului cu asasinatele ca tactică majoră. Una dintre loviturile date sub conducerea lui este atentatul cu mașină capcană de la Damasc din 2008, care l-a eliminat pe comandantul militar al Hezbollah, Imad Mughieh. Foarte interesant acest subiect. De ce avea nevoie Mossadul să vină să o spioneze pe doamna Chioveși? Israelul foarte repede a ieșit cu declarații și a zis că nu este vorba de o acțiune pe care ei au întreprins-o. Este vorba până la urmă și de aspecte diplomatice și de bune relații între România și Israel. Oare ar trebui să ne gândim că doamna Chioveși este urmărită de la nivel internațional și poate într-un anumit context se pune presiune asupra ei?
Este foarte plauzibil acest lucru, dar atunci vin să vă întreb altceva. Ce face statul român pentru a asigura securitatea și a garanta o oarecare exercitare a activității într-un mod independent pentru persoanele aflate pe astfel de funcții? Doar acum am aflat că se întâmplă acest lucru? Doar acum aflăm că sunt acțiuni de intimidare? Nu cred că sunt o noutate, nu cred că vreunul dintre noi este atât de naiv să credem sau să ne imaginăm că doamna, că o persoană pe funcția respectivă nu suportă și acte de intimidare, că ele vin de la nivel intern, că ele vin prin presiuni internaționale sau prin alte filiere, ele există. Și atunci ce face statul să garanteze securitatea persoanelor aflate pe astfel de poziții? Este o întrebare pe care trebuie să ne o punem. Lupta anticorupție este o luptă extrem de importantă în orice stat. Toate statele au anumite forme de corupție. În unele corupția este mai dezvoltată, în altele corupția este mai limitată, să spunem așa, ținută sub control. În România corupția este un aspect care trebuie controlat. Parchetul contra corupție, DNA-ul, este necesar în România, dar trebuie să garantăm și independența celor judecători și persoanelor care își desfășoară activitatea acolo. Și asta trebuie să o facă instituțiile statului. Dacă suntem atât de vulnerabili ca doi agenți să vină să acceseze conturile de e-mail a unei persoane pe funcția respectivă, ce ne putem aștepta? Cum protejează statul român, de fapt, aceste persoane? Și până unde ele vor fi dispuse să-și compromită viața, familia sau alte aspecte de securitate pentru un bine național? Că până la urmă trebuie să punem și aceste lucruri în calcul. Să sperăm că autoritățile vor fi mult mai vigilente în ceea ce înseamnă persoanele pe funcții publice pentru a le proteja de astfel de acțiuni. Pentru că e vorba până la urmă de securitatea individului care desfășoară o funcție publică importantă, securitatea familiei sale. Ce ar fi să ne trezim într-o situație imaginară cu copii răpiți sau bătuți de anumită forță care poate să împrotivnice unuia din părinte care se află pe o poziție mai importantă. Trebuie avute și aceste lucruri în vedere. Vedeți, când te expui public, ai parte și de lucruri pozitive, dar și de lucruri negative. Vă mulțumesc pentru atenție. Așteptăm să vedem de la Panama Papers niște nume mai interesante din scena politică românească. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc echipei care mă ajută să realizăm emisiunea. Toate cele bune!